Primăria municipiului Zalău a publicat pe SEAP cererea de ofertă pentru achiziția lucrărilor de izolație termică pentru 5 blocuri din municipiu. Primăria municipiului Zalău dorește contractarea lucrărilor de izolație termică necesare pentru proiectul Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A și B, 2A, 2C și B35 din municipiul Zalău, în valoare de 1,6 milioane de lei. Contractul va cuprinde următoarele categorii de lucrări propuse prin documentația tehnico-economică. Lucrări de termoizolație, izolarea termică a fațadei, parte opacă cu o grosime a termosistemului de 15 cm, iar pentru soclu cu o grosime de 6 cm. Izolarea termică a fațadei, parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente sau a geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, dacă este cazul, cu tâmplăria termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive sau fante sau grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă, închiderea balcoanelor sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeții, respectiv închidere la partea superioară a balcoanelor sau logiilor de la ultimul etaj cu panouri termoizolante după caz, termohidroizolarea acoperișului tip terasă, respectiv izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei. Lucrări conexe propuse: repararea elementelor de construcție a fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, repararea acoperișului șarpante, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitorii șarpantei după caz, demontarea instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele sau terasa blocului de locuințe, precum și montarea sau remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție, refacerea canalelor de ventilație din apartamente în scopul realizării ventilării naturale a spațiilor ocupate, repararea sau înlocuirea instalației de distribuire a apei reci sau a colectoarelor de canalizare menajeră din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament sau de racord după caz. Achiziția contractului de lucrări aferent obiectivului de investiții se va realiza pe loturi, astfel: lotul numărul 1, creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A, scara A și B, Bulevardul Mihai Viteazu numărul 1, și a blocului B, scara A și B, strada Unirii numărul 2 din localitatea Zalău. Lotul numărul 2, creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 2A, strada Simion Bărnuțiu numărul 7, și a blocului de locuințe 2C, strada Simion Bărnuțiu numărul 11. Lotul numărul 3, creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe B35 de pe strada Armoniei numărul 12. Nu este vorba despre o licitație, ci de o cerere de ofertă. Primăria Zalău, recurgând astfel la o procedură simplificată într-o singură etapă. Data limită de depunere a ofertelor este 19 septembrie, ora 15. Fondurile necesare acestui proiect provin din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.